la ședința ordinară a Consiliului Local din luna aprilie 2022. Îl rog pe domnul președinte să preia atribuțiile și să intrăm pe fondul problemelor. Bună ziua! În conformitate cu prevederile articolului 133 aliniatul 1 și articolul 134 aliniatul 1 liberal din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza dispoziției primarului orașului Dărmănești, județul Bacău, numărul 202 din 15/4/2022, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Dărmănești, ce va avea loc în ziua de 21/4/2022, cu prezență fizică sau cu mijloace electronice, începând cu ora 13 ședința pe comisie și cu ora 14 ședința amplie, în sala de ședință a primăriei orașului Dărmănești, având pe proiect, ordinea de zi următoare puncte. Și avem 11 puncte pe ordinea de zi, în online avem 7 colegi, fizic sunt 10 colegi. Supunem spre aprobare, am avut deja la mapă toate ordinele de zi și tot ce s-a discutat în ședința pe comisii. Supunem la vot ordinea de zi 15 pentru, împotrivă, abțineri, colegii din online, în unanimitate a fost votat și aprobat. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30/3/2022. Dacă sunt ceva discuții pe baza procesului verbal, colegii mei online, atunci supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abține, în unanimitate. Trecem la punctul 3 al ordinii de zi, aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din data de 6/4/2022. Dacă sunt ceva discuții, atunci supunem la vot cine este pentru, împotrivă, în unanimitate. Trecem la punctul 4 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind închiderea contului de execuție al bugetului local al orașului Dărmănești, județul Bacău, pentru anul 2021. Inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. De precizat că toate cele trei comisii, Comisia Juridică, Urbanism și Buget Finanțe, au avizat favorabil acest punct al ordinii de zi, domnul primar. Foarte pe scurt, am avut discuții pe comisii. Astăzi propun spre aprobare contul de execuție al bugetului local pentru anul 2021. S-a prezentat de către contabilul șef veniturile și cheltuielile pe fiecare secțiune, atât pe secțiunea de funcționare, cât și s-a discutat despre dezvoltare și autofinanțate. În 2021, așa cum spuneam și în ședințele anterioare, ținta noastră a fost să dezvoltăm comunitatea și am alocat resurse peste 50% pentru a dezvolta, adică în proiecte de investiții. Am închis 2021 cu excedent, atât la secțiunea de funcționare, cât și la dezvoltare. Excedentul, în mare parte, pe secțiunea de funcționare se datorează economiilor pe care le-am făcut și la secțiunea de dezvoltare, datorită faptului că implementăm proiecte cu fonduri europene și am prevăzut în 2021 închiderea unor proiecte și nu le-am închis, încă sunt desfășurare, da? Și, pe total, 2021 a fost un an bun, deși am trecut cu toții prin pandemie, am avut probleme vis-a-vis de bunul mers al lucrurilor. A fost un an bun, spuneam, și un an în care ne-am atins țintele. Faptul că am reușit să constituim acel excedent ne ajută în 2022, pentru că ne finanțăm în continuare proiectele și deja o parte din proiectele care le-am început în 2021 au fost închise în 2022, în prima decadă, ianuarie-februarie. Sigur că am făcut și inventariere, așa cum prevede legea la sfârșitul anului 2021,
și la articolul 5 aprobăm procesul verbal privind rezultatul inventarierii elementelor de natură activelor, datorii și capitalul proprii ale orașului Dărmănești. În prezentarea mea fac și, să zic, precizarea că nu avem la acest moment niciun fel de datorii. Primăria Dărmănești, așa cum spuneam, a înregistrat excedent și nu are niciun fel de datorii la niciun fel de colaborator, terț sau bănci. Nu avem împrumuturi. Ca atare, suntem bine din punct de vedere financiar, pentru că ne putem finanța proiectele pe care le avem. Dacă sunt întrebări... Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate? Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Dărmănești de Bacău pentru anul 2022. Inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești, de menționat că toate cele trei comisii, Comisia Juridică, Urbanism și Buget Finanțe, au aprobat favorabil acest proiect. Domnul primar. La fel și scurte precizări. În primul rând, avem o diminuare a bugetului local care rezultă din două componente. Am închis centrul de vaccinare din cartierul Plopu și aveam în proiectul inițial de buget estimat cheltuială pentru întreg an 2022, ca atare, închizând acest centru, am făcut corecțiile necesare. Și a doua diminuare rezultă din alocarea din contul fie pentru susținerea unui proiect de a achiziționa un bun de excavator, estimare făcută greșit la aprobarea bugetului, în sensul că s-au dublat niște sume, facem corecția necesară și, de asemenea, facem o reactualizare a listei de investiții. Realocăm resurse pentru clădirea Corp C2 din cadrul spitalului, fostului spital de la Dărmănești. Avem acolo niște lucrări de reparații. Facem de asemenea o suplimentare cu 50.000 de lei în lista de investiții pentru a amenaja un loc de joacă în strada Chimie 164 vis-a-vis de restaurantul Dezvoltăm acolo un parc nou și am alocat niște resurse pentru a putea cumpăra locuri de joacă pentru copii și, de asemenea, alocăm 42.000 de lei pentru închiderea celor două proiecte de gabionare, 0,35 km de diguri pe râul Uz și 0,25 km diguri la pădurul Dărmăneasca. Suplimentarea cu 42.000 de lei pentru cele două proiecte rezultă din creșterea costurilor cu materialele. În rest, proiectul de buget rămâne, sau bugetul aprobat în prima parte a anului 2022, rămâne în execuție. Dacă aveți întrebări, dacă nu, mulțumesc. Da, supun spre aprobare proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Cine este pentru? Împotrivă, abține, în unanimitate. Trecem la punctul 6 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și a statutului de funcție al aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești, județul Bacău, inițiator al proiectului domnul primarul orașului Dărmănești. Toate cele trei comisii juridică, urbanism și buget finanțe au avizat favorabil. Câteva lucruri aș vrea să spun și la acest proiect de hotărâre. În primul rând, modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții rezultă din câteva lucruri pe care trebuia să le corectăm mai din, sau să zic, din anii anteriori. Fac precizarea că am primit o adresă de la ANFP care vizează două aspecte. În primul rând, în cadrul aparatului de specialitate, aveam un polițist local care era personal contractual și legislația obligă să fie funcționar public, așa l-am preluat și atunci nu aveam ce face, dar am
găsit soluții și astăzi modificăm acel post de la Poliția Locală Studiu Mediu din personal contractual în funcție publică, urmând ca postul să scoatem la concurs. De asemenea, la Protecție Civilă, noi am avut referent funcție publică, la acest moment postul este vacant, omul a ieșit la pensie, iar legislația ne obligă ca postul să fie în continuare funcție publică, dar cu studii superioare. Prin această modificare transformăm postul din referent în inspector de specialitate, funcție publică, deci cu studii superioare. A treia modificare, așa cum spuneam și de comisii, propun transformarea postului de șef serviciu administrarea domeniului public și privat din personal contractual în funcție publică. În rest, numărul de posturi și așa mai departe rămâne neschimbat. Dacă sunt întrebări, vă mulțumesc. Dacă nu, o să punem la vot proiectul de hotărâre numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se votează la unanimitate. Trecem la punctul 7 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 5 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în orașul, în județul Dărmănești, numărul 180 de, pe 2957 din 6-5-2015, inițiator al proiectului primarul orașului Dărmănești. Toate cele trei comisii juridică, urbanism și buget finanțe au aprobat favorabil. Da, câteva precizări. Aprobăm diminuarea costului per tonă la serviciile pe care compania Romprest le practică la Dărmănești și în județul Bacău. Și aș da citire unei adrese din 15-a 4-a, prin care Avis Bacău ne spune că, având în vedere desfășurarea contractului cu compania Romprest pe raza unității administrativ-teritoriale Dărmănești și totodată datorită faptului că în urma corespondenței și a negocierilor purtate între Adis Bacău și Romprest s-a ajuns la diminuarea tarifului de la 1414 lei pe tonă la 994,86 lei pe tonă. Deci, astăzi, prin acest act adițional, aprobăm diminuarea prețului pe tonă la deșeurile municipale de la 1414 la 1994. Practic, prin această scădere devin mai accesibile aceste servicii, pentru că în anumite zone costurile au crescut foarte mult. Este un lucru bun și ca să putem să aplicăm la nivel de județ Bacău această decizie, trebuie fiecare consiliu local membru în ADIS să aprobe modificarea actului la contractul 180 din 2015. Dacă sunt întrebări. Dacă nu, supunem la vot al 7-lea punct al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind actul adițional. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Tot votat cu unanimitate. Trecem la punctul 8 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind acordarea unei recompense din bugetul local al orașului Dărmănești în cuantum de 1500 de lei sportivului Stoica pentru rezultate excepționale obținute în cadrul competiției sportive organizate la nivel național Cupa României la badminton. Toate cele trei comisii juridică, urbanism și buget finanțe au avizat favorabil. Domnul primar. Spuneam că din anii anterior că ne dorim să dezvoltăm viața sportivă în orașul nostru și pentru asta Consiliul Local a făcut și alocat resurse destul de consistente încă din 2016. Și amintesc aici că am cumpărat bază sportivă, avem, am modernizat-o, susținem fotbalul, susținem, badminton și așa mai departe. În 2020-2021, o echipă inimoasă de copii de pe raza orașului Dărmănești, sub directa coordonare a profesorilor coordonatori, a
s-au lansat, mai bine zis, într-o competiție de badminton. La acel moment părea o poveste destul de, cu rezultat destul de, eu știu, puțin previzibil, dar s-a investit în acești copii și iată că am reușit să obținem niște rezultate într-un timp foarte scurt, mult peste așteptările noastre. Și am aici adresa transmisă de către Liceul Tehnologic Dărmănești, din 94, prin care ne aduce la cunoștință că elevul Vlad Andrei Stoica a obținut locul 1 la competiția națională Cupa României la badminton și consideră oportună premierea acestui sportiv. Avem și diploma, acest sportiv este legitimat la CSS Onești, este de-a nostru din Dărmănești, îndrumat de un profesor din Dărmănești. Deci locul 1 la Cupa României. Și ca atare, așa cum am premiat în decursul anilor și alți sportivi, propun acordarea unei recompense în cuantum de 1500 de lei sportivului Stoica Vlad pentru rezultate excepționale obținute în cadrul competiției sportive organizate la nivel național Cupa României. Locul 1. Dacă sunt întrebări, vreau să-l felicităm și pe cine l-a inițiat. Cu siguranță și încurajăm și pe ceilalți. Și la cât mai multe premii. Sigur, sigur. Ne așezăm pe harta românismului în sport. Da, asociația domnului profesoră de psorgeri în sensul obținerea unor fonduri, că vrea să organizeze competiții în zona. Deja noi, dacă vă amintiți, la începutul anului, când am aprobat bugetul, am alocat niște resurse pentru competițiile de badminton care vor fi desfășurate luna mai. Deci vom avea la Dărmănești, la nivel, din cadrul competiției naționale, o etapă la Dărmănești și sigur că și săptămâna asta am avut discuții cu profesorii coordonatori și vor susține și sigur ne începem să ne eu știu, poziționăm pe harta competițiilor naționale din România prin ceea ce facem noi la badminton la Dărmănești. Veți vedea cum vom crește. Dacă acești copii susținem, cu siguranță, în scurt timp, vom avea poate chiar în lotul național copii de la Dărmănești. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, supunem la vot punctul 8 al ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat în unanimitate punctul 8 al ordinii de zi. Trecem la punctul 9 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii de acordare a înlesnirilor la plată pentru obligațiile fiscale bugetare restante pentru persoane juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică ce datorează conform legii impozite sau taxe la nivel de buget local al orașului Dărmănești, județul Batoa. Comisia Buget Finanțe a avizat favorabil. Domnul primar? Da. Am avut o solicitare din partea unui agent economic care are active la Dărmănești de a face o eșalonare la plată pentru obligațiile fiscale restante la 31 martie 2022. Și spune că putem oferi eșalonări dacă dăm o hotărâre de Consiliu și aprobăm o procedură privind acordarea acestor înlesniri la plată pentru persoane juridice și alte entități fără personalitate juridică. Sigur că dacă ținem cont de o perioadă dificilă din punct de vedere economic prin care au trecut și agenții economici, propun ca să aprobăm această procedură de acordare a înlesnirilor. Această procedură, practic, vine și reglementează cum plătesc acești agenți economici sumele restante la bugetul local, care este intervalul de timp în care noi ne recuperăm sumele, ce se întâmplă în cazul în care nu își plătesc aceste sume și așa mai departe.
Agentul economic, practic, sau agentul economic, în urma aplicării acestor proceduri de înlesnire la plată, autoritatea publică locală poate emite certificate fiscale fără datorii și, practic, agentul economic poate participa la, eu știu, licitații publice și ce în alte instituții care solicită certificate fiscale. Venim în sprijinul agentului economic, practic, cu această procedură prin care noi reglementăm modul în care vom aplica aceste înlesniri la plată sau alte spuse eșalonări. Avem câteva limite. Limita maximă pe care o impunem unui agent economic este de 700.000 de lei, adică până în 700.000 de lei aprobăm această eșalonare. Pe total buget, într-un an de zile, am limitat la maxim 1.300.000 de lei, pentru că din acești bani noi ne finanțăm proiectele pe care le avem în dezvoltare și dacă am duce suma mai sus, am dezechilibrat bugetul și n-am mai putea să ne finanțăm proiectele pe care le avem și am pus și o limită inferioară de 30.000 de lei, adică cei care au datorii mai mici de 30.000 de lei, propunerea noastră este să nu intre în eșalonare, pentru că nu este o sumă greu de achitat și ar putea să-și achite în termen. Deci venim cu această facilitate în sprijinul agenților economice. Este o perioadă, repet, dificilă și cred că nu se va termina prea devreme. Pentru a nu încurca și pentru a putea să le oferim, eu știu, o gură de oxigen, propun acest proiect de hotărâre. Și în același timp, nici noi să nu ne dezechilibrăm bugetul. Solicitarea făcută de agentul economic este eșalonare pe 6 luni. Adică am putea cumva să ne reglăm bugetul în octombrie. Noi acești bani pe care trebuia să încasăm de la acest agent economic, deja i-am bugetat la începutul anului în diverse proiecte. Dacă aveți întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem la voastră punctul 9 al ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abține, în unanimitate, a fost votat. Trecem la punctul 10 al ordinii de zi, prezentarea de către primarul orașului Dădănești, a raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a orașului Dădănești în anul 2021. Aș vrea și rog pe colegul meu Pădureanu să pregătească proiectorul și o să vă rog să împarceți camerele spre panoul din față. O să rog să stingeți și de acolo de acolo și de acolo din spate pentru a putea viziona pe panou. În sinteză, raportul de activitate privind animal, din starea economică, socială și de mediu a orașului Dăbănești pentru 2021. Stingeți pe panou. Centrează un pic, te rog, mai și proiectorul. Da, da, așa. Stinge proiectorul. E nevoie să ridici mai sus sau? Mai bine e nici proiectorul. Am plăsat pe așa pe eu. Da, mersul după aceea. Deci, în sinteză, spuneam că voi prezenta acest raport. În primul rând vreau să vă spun că 2021 a fost pentru noi un an în care am alocat peste 60% din fondurile necesare proiectelor, din total buget am alocat peste 60% pentru dezvoltarea orașului, pentru proiectele de investiții. Sigur că noi ne-am propus o țintă foarte mare și anume să devenim una dintre cele mai frumoase localități din România. Și asta ne obligă foarte mult pentru a putea deveni una dintre cele mai frumoase localități din România. Avem nevoie de a investi în localitate încă foarte, foarte mulți bani. Și primul semn că ne putem îndrepta spre această țintă a fost dat de competiția Destinația anului 2022 din România, în care Dărmăneștiul a fost pe podium, clasându-se între primele trei destinații din
Moldova, ne-am bătut cu Iași, Suceava și iată că suntem în zona Moldovei, spuneam pe podium, încă nu s-a stabilit cine este pe locul 2, dar noi, prin festivalul de blues pe care l-am, eu știu, lansat cu ceva ani în urmă, suntem la a treia ediție în 2022, am reușit să fim votați de către români în destinațiile de top privind destinația anului 2022. Spuneam că o altă țintă foarte importantă pentru noi a fost reducerea riscului de inundații și în 2021 am reușit să aducem la Drămănești sume consistente de bani, peste 6 milioane de euro au fost investiți în Drămănești de Ministerul Mediului prin AVA SIRET și o altă resursă, undeva 3.200.000 de lei prin hotărârea de guvern privind inundațiile, au făcut ca la Drămănești să fie realizate proiecte pe care noi credem, sau de care credem că comunitatea avea absolut nevoie. Sunt peste 7 km de linguri betonate și peste 700.000 de metri cubi de aluviuni au fost excavate și astfel reușim să creștem capacitatea de preluare a râului Trotuș, a râului Usc și, sigur, și a râului Dărmăneasca. Erau zone în care noi aveam probleme în mod deosebit și iată că aceste investiții au creionat cumva acea idee că nu vom avea problemele pe care le-am avut în anii ce vin. Aș vrea să trec peste partea introductivă privind starea economică și socială de mediu. Este un istoric, se vorbește în acest istoric despre locul unde este ambasada Drămănești, peisajele în care, pe care noi le avem la Drămănești, cu frumuseții, cu tot ce ține de climă, de relief. Și aș vrea să ne oprim la lucrurile care le-am făcut în 2021 și pe care aș vrea să le și dezvolt un pic. Dacă vorbim despre sănătate și protecție socială, pentru că este un capitol care ține strict de cetățean, vreau să vă spun că și în 2021 am avut în vedere să modernizăm toate unitățile sanitare de pe raja orașului Drămănești și menționez aici că funcționează 4 cabinete de medicină de familie, 2 cabinete stomatologice, farmacii, cabinete medicale și așa mai departe. Vedeți aici că în 2021 am reabilitat în continuare clădirile care au destinație de, eu știu, cabinete medicale și ca element de noutate a fost deschis un nou centru medical și vorbesc de centru medical Aurel Becelea din strada Dumbravei numărul 6, în transformarea unei clădiri care era într-o stare avansată de, avansată de degradare într-un centru medical unde sigur că cetățenii își găsesc alinarea la diverse probleme de sănătate pe care le au. Vreau să vă spun că în 2022 continuăm investițiile în sănătate și vom reabilita încă o clădire în amplasamentul fostului spital de la Drămănești, în așa fel încât poate vom deschide și un centru de radiologie sau în funcție de nevoile cetățenilor. Tot pe, în anul 2021, pe fondul pandemiei, am fost, eu știu, solicitat să deschidem un centru de vaccinare anti-COVID. L-am deschis în Cămin Cultural de la Plovu. Am făcut investiții și în acel centru și un număr însemnat de drămăneșteni au beneficiat la centru de vaccinare anti-COVID de acele vaccinuri, în așa fel încât să, sigur, să asigurăm acel climat de sănătate. Vorbim și de cabinetele medicale școlare. Avem 3 cadre medicale
care asigură asistența medicală pentru copii în fiecare școală de pe raza orașului Dărmănești. Dacă ar fi să vorbim de calitatea aerului, pentru că este un lucru foarte important, vreau să vă spun că față de ce am avut în anii anteriori legat de aer, lucrurile s-au îmbunătățit foarte mult, pentru că rafineria Dărmănești, care era poluatorul numărul 1, și-a încheiat activitatea cu ceva ani în urmă și rezultatul benefic, aș putea spune, este faptul că beneficiem la Dărmănești un aer mult, mult mai bun decât cu ceva ani în urmă. Dacă vorbim și de poluarea solului, la fel, datorită faptului că în ultimii ani investițiile în ecologizări, implantări, în deșeuri, colectarea deșeurilor a fost destul de consistente și calitatea apei și a solului au înregistrat în ultimii ani foarte indicator foarte bun. Dacă vorbim de gospodarea deșeurilor, la fel, în ultimii ani, investițiile pe care le-am făcut pe raza orașului Dărmănești au dus la reducerea semnificativă a cantităților de gunoi pe care unii dintre noi le aruncau pe diverse cursuri de apă, pe pășuni, prin păduri, pe drumuri și așa mai departe. Nu mai am trecut, investit în peste 100 de camere noi pe raza orașului Dărmănești, lucru care ne-a dus la, eu știu, găsirea mult mai operativă a celor care încă n-au înțeles că lucrurile s-au schimbat și nu mai au voie să arunce tot felul de deșeuri pe raza localității. În mare parte din cazuri am identificat cei care au aruncat acele deșeuri și sigur și-au primit plata cuvenită, dar continuăm în efortul nostru de a reduce cantitatea de deșeuri aruncate în locurile pe care le-am amintit. Aș vrea să vorbesc de serviciu economic, pentru că este un serviciu care are mari responsabilități vis-a-vis de finanțarea proiectelor de dezvoltare pe care le-am amintit. Și în 2021 veniturile noastre s-au cifrat la 24.992, am cheltuit 29.000 cu 4.553 mai mult, folosind banii pe care îi aveam în excedent. Ne-am finanțat proiectele mai mult decât veniturile pe care le-am avut, lucru posibil datorită banilor pe care îi aveam în excedent. Am avut 8 rectificări în 2021, dar foarte important, dacă urmărim la sursa contul de execuție venituri, vedem în ultima coloană niște procente, gradul de încasare, da, în ultima coloană și vedem total venitul 92,88%. Diferența de 7,22 rezumă din faptul că nu am reușit să atragem fondurile europene pe care ne le-am propus la începutul anului. Deci la partea de procent, venituri proprii 106,12%. Deci este un lucru foarte bun, pentru că noi am reușit să ne finanțăm acele proiecte datorită faptului că am încasat banii de la cetățeni și pe această cale mulțumesc tuturor celor care au înțeles că trebuie să-și plătească la timp taxele și impozitele, acești bani întorcându-se în comunitate prin proiectele de investiții pe care noi le-am avut. Dacă ne uităm și la contul de execuție a cheltuielilor, vedeți că avem și grafic acolo, defalcate sumele pentru fiecare proiect de investiții în parte și, foarte important, veți vedea că sunt și niște economii la capitolul de cheltuieli. Aceste economii sunt datorate în special faptului că am avut proceduri de achiziție
în SEAP și în urma licitațiilor pe care noi le-am desfășurat, am înregistrat economii. Acele sume pe care noi le-am prevăzut în bugetul local, așa cum erau ele rezultate din analizele, din studiile de fizabilitate, din proiectele tehnice, au suferit niște reduceri datorită competiției din piața de profil. Și vreau să dau un singur exemplu, pentru că ne-am dus în procedură simplificată cu lucrările de, eu știu, gabionarea totușului și apărului de la Dărmăneasca, am făcut o economie de mai bine de 450.000 de lei. Iată că gândirea noastră vis-a-vis de cheltuirea eficientă a banului public a reușit să dea rezultate și dacă ne uităm și la capitolul de autofinanțate, vedem niște sume care au crescut considerabil în ultimii ani și vreau să vă enumer venituri din utilizarea pășunilor. Avem 132% grad de încasare. Sigur că acele contracte de concesiuni pentru cetățenii care au animale la Dărmănești produc aceste sume și am încercat de fiecare dată fiecare bun pe care îl are Primăria orașului Dărmănești, fie că este domeniul public, fie că este domeniul privat, să fie folosit la maxim, în așa fel încât să ne putem finanța proiectele pe care noi le avem. Și amintesc că aici, că la finele anului 2021, s-a înregistrat excedent atât la sursa A, cât și la sursa E. Și sursa A, excedent de 5.115.000 lei, iar la sursa E, adică autofinanțat, de 643.000 de lei. Deci mai bine de 1.000.000 de euro i-am avut în cont la sfârșitul anului, după ce ne-am finanțat toate proiectele și după ce am achitat toate costurile, toate facturile aferente anului 2021. Deci am încheiat anul cu zero datorii, cu toate cheltuielile achitate la timp și sigur că am avut și un excedent de peste 1.000.000 de euro. Voi încerca să trec foarte repede și peste eforturile pe care le-au făcut colegii mei vis-a-vis de încasarea acestor sume. Colegii din cadrul compartimentului executări silite au identificat debitorii, au transmis acele titluri executorii și așa mai departe, pentru că nu toată lumea a plătit voluntar, ci am avut și anumite măsuri pe care legislația le prevede pentru a le putea finanța. Dacă vorbim de serviciul urbanism, amenajarea teritoriului și investiții, adică serviciul arhitectului șef, și aici a fost un volum de muncă foarte mare. Aici s-au eliberat certificate de urbanism, autorizații de construcții și tot ce ține de partea de proiecte pe care noi le-am pus în execuție în 2021 au fost trecute prin acest serviciu de urbanism. Fie că vorbim de autorizații de construcții, de ordine, de începere a lucrărilor, de recepții la terminarea lucrărilor. Repet, tot ceea ce s-a implementat în Dărmănești, în orașul nostru, a trecut și prin mâna arhitectului șef și foarte multe demersuri le-am făcut la ANCPI, la OCPI Bacău, instituțiile cu care colaborăm, Delgaz, Transgaz, NAIR, RomSilva, Compania Națională de Investiții, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Transporturilor și așa mai departe. Vreau doar câteva lucruri să le și rog pe colegul meu să treacă la câteva proiecte pe care le-am închis în 2021 și amenajarea acelui spațiu verde tip scoară în centrul Dărmăneștiului a fost închis în 2021, lucrări de reparații ligure și potențe, strada energiei. Partea dreaptă, știți că am amenajat rigole betonate și podeți acces pe strada energiei, pe o suprafață destul de mare,
lucrări de întreținere și reparații, trotuare la fel, am făcut în 2021, mai jos te rog, trotuare pe strada Energiei și le aveți acolo în imagine, creind astfel un confort sporit cetățenilor care circulă pietonal pe strada Energiei. Sigur că am avut de ridicat la cotă de la pace de canalizare un număr considerabil și am reușit să le facem. Am mers și cu creșterea numărului de străzi asfaltate, vorbesc de strada Buciumului și gării din cartierul Josen, străzi asfaltate în 2021, la fel strada Copasului, strada Bujorului, strada Energiei DG 123, i-am zis noi etapa a 3, până la zona ocolului Silvic Lignu. Am turnat covor asfaltic nou pe strada Forestierului și legătura între DN12A și strada Muncii. Toate aceste sume au fost alocate din bugetul local. Am asfaltat și am recepționat strada Zefirului. Tot în 2021 am recepționat petroliștilor, biocerilor, alumului, Poiana, Teiului. Aceste străzi au fost asfaltate în 2020, dar recepția finală a fost făcută în 2021, pentru că am avut și dedicat capace și așa mai departe. La fel, rigorele și căile de acces pe strada Teiului au fost recepționate în 2021. Am finalizat lucrările de reparații rigore și poteți acces pe strada Lapoș și Livez. Am avut investiții serioase în extinderea rețelelor de gaze și vorbesc aici de strada Buciumului, Gării, Panselelor, Lalelelor, Teiului. Lucrări pe care le-am început în 2021 și 2020 și le-am recepționat în 2021. Am lucrat la extinderea rețelei de iluminat, acel proiect de la coada lacului pe care noi l-am contractat în l-am început în 2021 în parteneriat cu Delgas Lidu și care este cel mai mare proiect din România în parteneriat între o autoritate publică locală și Delgas Lidu. Suntem în acest moment în proporție de 70% cu proiectul implementat. 2022 va fi finalizat. Proiectul este 1,5 milioane de euro. Contribuția noastră din bugetul local 50%. Spuneam că în 2021 am început și lucrările de diguri de protecție în zonele de risc major, inundații atât Pârâu, Uzi, cât și Trotuș. Repet, este cea mai mare investiție pe care Ministerul Mediului prin Apele Române a dezvoltat-o în județul Bacău și aș putea spune în Moldova în anul 2021, pentru că sumele sunt considerabile. Avem și pe Pârâul Dărmăneasca pozele pe care le aveți dumneavoastră în imagine acum, proiectul încheiat, am început în septembrie 2021 și iată că sunt diguri betonate pe o lungime destul de mare pentru a proteja cetățenii în zona cartierului Dărmăneasca, dar și pe Trotuș. Vedeți pe Trotuș, mai jos, imaginea de mai jos, sunt kilometri întregi de diguri betonate care au scos de sub efectul inundațiilor atât cartierul Josen, cât și cartierul Părubeni. Dacă vorbim de cadastru și de topografie, vreau să vă spun că și în 2021 am continuat lucrările de cadastrare a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al UAT-ului. În special am cadastrat cartierul Plopu, pentru că veți vedea, am depus în cartierul Plopu două proiecte. Unul este de extinderea rețelelor de gaze și ar trebui în 2-3 săptămâni să înceapă lucrările de extinderea rețelei de gaze în cartierul Plopu și al doilea este depus la Compania Națională de Investiții pentru asfaltarea străzilor din cartierul Plopu și aveam nevoie de acele cărți funciare. Am mers și pe continuarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară. Suntem în implementare cu sectorul de la coada lacului, unde
un număr destul de mare de imobile aparținând persoanelor fizice a fost cadastrat. Aici suntem în fază de depunerea documentațiilor tehnice la OCPI Bacău. Dacă vorbim de achiziții publice, câteva precizări și aici au fost făcute acele demersuri legale privind derularea contractelor fie de lucrări, fie de prestări servicii, în așa fel încât să respectăm principiul transparenței, a legalității și mare parte din cheltuielile pe care le-am făcut în 2021 au fost făcute prin contracte de achiziții publice, fie în proceduri simplificate sau alte proceduri care privesc sau cumva obligă OAT-ul să parcurgă etapele legale. Am exemplificat acolo toate proiectele de achizițiile, achiziții încheiate în 2021, fie pe contracte de lucrări și aveți aici exemplificat o parte dintre ele, fie pe contracte de prestări servicii. Sunt multe contracte, cred că n-are rost să le... 52 de contracte de servicii, n-are rost să le enumăr pe toate. Avem și contracte de furnizare, toate sunt în SICAP făcute și vedeți chiar contracte cu valori mici, uleiul și lubrifianți, valoare 8.297 de lei. Acest contract a fost încheiat pentru a asigura necesarul de uleiul și lubrifianți la Serviciul Administrare Domeniul Public și Privat. Deși valoarea este mică, noi ne-am dus în SEAP și sigur că am făcut economii consistente, considerabile de bani pentru că am mers pe acest sistem. Vedeți și procedurile simplificate, n-am să vă repet în număr, peste 29 de proceduri au fost derulate pe procedura simplificată. În total au fost un număr de 801 achiziții, dintre care 117 notificări de atribuire și 684 prin catalogul SEAP. În valoarea îmbunătățirii desfășurării ședințelor Consiliului Local în 2021 s-a investit și în această sală și vedeți că am schimbat mobilierul, scaune și așa mai departe. Dacă vorbim de compartimentul proiecte, strategii și dezvoltare, sigur că și aici este un punct foarte. S-a lucrat foarte mult, pentru că trei paliere pe care lucrăm. În primul rând, venim cu acele proiecte și le depunem spre finanțare, spre diverse axe, fie că ne ducem pe port, fie pe Angel Salini, fie pe PNRR, Agenția de Mediu sau buget local. Și vedeți că proiectele sunt în diverse faze, în verificare, în implementare, n-am să le citesc pe toate, pentru că sunt multe. Am trecut și suma acolo, sursa de finanțare și stadiul, să zic așa. Unele, repet, sunt acum, se nasc acum, pentru că facem studii la ele, studii și de documentații, altele am deja închis proiectele. Și dacă ne uităm la proiecte finalizate în 2021, am să foarte puțin să vorbesc despre ele, am mai vorbit, școala la Poșiu, vedeți cum arată acum. Al doilea este acel parc din centrul orașului, cu valorile, infrastructura de prevenire a inundațiilor, da, pe care le-am amintit, centrul de zi pentru persoane vârstnice, care este în fază destul de avansată, cred că 80% a fost realizat, centrul cultural de Mira, am terminat proiectarea la acest obiectiv și cred că colegii mei au încărcat în platforma porului proiectul pentru a obține avizul și vom lansa în foarte scurt timp licitația pentru execuție. Avem o școală nouă pe care am obținut finanțare, toate fondurile europene au obținut finanțare în cartierul Brătulești, suntem la proiectare. Liceul tehnologic, la fel pe port, cu eficientizarea energetică. La fel, școala numărul 2 este depusă pe APM.
budoexcavatorul pe care îl vom lua prin APIR, cred că în următoarea lună, și așa mai departe. Iată că acest compartiment de proiectul european are activitate multă, există loc și de mai bine, dar fiecare axă nou deschisă o avem în vedere, în așa fel încât să putem să, dacă ne, eu știu, cliente pe axa respectivă, să putem să depunem un proiect. La Poliția Locală știți că avem 15 posturi, 14 de execuție și un post de conducere. La acest moment lucrăm doar cu 10 polițiști locali. Au avut activitate destul de consistentă în 2021 și cei de la Poliția Locală. Aveți aici și o scurtă prezentare a activităților pe care le-au făcut în 2021 și pe linia disciplinei în construcție, pe protecția mediului, pe activitate culturală, ce sancțiuni au aplicat, cui au aplicat și așa mai departe. Protecția civilă și sănătatea în muncă, și aici au fost respectate toate articolele de lege privind desfășurarea activității în cadrul angajaților primării orașului Bărbănești, CSSD, activități conform contractului colectiv, am făcut instruiri, am făcut, eu știu, pregătiri în domeniu, în așa fel încât controlele care au venit pe linie de SSM nu au scos în evidență deficiențe la nivel de structură organizatorică. Serviciul voluntar pentru situații de urgență, și aici să știți că am avut foarte mult de muncă în 2021 și aș vrea în primul rând să amintesc faptul că s-a intervenit la foarte multe solicitări ale cetățenilor, mai ales pe linia stingerii incendiilor. În decursul anului 2021 au fost acordate și ajutoare de urgență pentru 8 familii care au avut gospodările afectate de incendii. Valoarea acestor incendii sau ajutoare au fost de 37.500 și vedeți și hotărârile de Consiliul Local prin care am acordat aceste sume, mai mult sau mai puțin în funcție de cât de afectate au fost familiile respective. Au participat colegii noștri la stingerea și a unor incendii de vegetație și de altfel și la stingerea unui incendiu care țineau de agenții economici de pe raza orașului Bărbănești. La compartimentele de sistemelor integrate și a mediului, la fel am ținut foarte mult legătura și și cu celelalte servicii care sunt subordonate și fac cuvintele aici la administrarea domeniului public și privat, să zice administrarea domeniului public și privat, pentru că aici s-au centralizat cantitățile totale de deșeuri colectate, selecționate de pe raza orașului Bărbănești. S-au transmis acele raportări la fondul de mediu, dar pe lângă aceste activități, sigur că am avut și alte tipuri de activități, inventarier, containere, distribuirea către populație a europuberelor și am avut în 2021 un număr însemnat, peste 1000 de pubele au fost distribuite cetățenilor pentru a avea posibilitatea să reciclăm, să punem acele deșeuri selective în pubela verde. Am avut și Săptămâna Europeană a Mobilității, ne-am implicat cu toții, iată că am făcut și fel de fel de acțiuni privind mobilitatea, am decernat și premii, vedeți copiii pe care de pe raza orașul de noi și care au participat la diverse activități, în așa fel încât să putem cumva sprijini și în același timp încuraja activitățile de acest gen. Compartimentul audit intern, o să trec scurt așa peste partea asta, auditul intern este
cumva compartimentul care ne spune dacă ceea ce facem, facem corect, facem legal, facem bine și el este direct în subordinea ordonatorului principal de drepte a primarului și este mâna dreaptă a primarului, oferind posibilitatea de a îndrepta anumite lucruri care nu sunt legale, nu sunt pe deplin legale, să zic, sau nu sunt aplicate corect de către aparatul de specialitate a primarului. Și, practic, compartimentul de audit face control, face misiuni de audit la aparatul de specialitate a primarului și la entitățile subordonate și mă refer aici la școli, vine cu propunere de îndreptare a deficiențelor acolo unde sunt, se constată deficiențe și urmărește dacă aceste deficiențe sunt în termenul stabilit implementare. Sigur că aici se precizează foarte clar rapoartele de audit când au fost întocmite, planul prin care a fost aprobat acest audit intern. Am avut și alte obiective, de exemplu, organizarea și completarea, raportarea datelor de registru agricol în perioada 2018-2021. Iată că ne ducem pe perioade de 2 sau 3 ani de zile în urmă, să vedem dacă acele misiuni sunt sau nu în corelare cu legislația. Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, administrarea impozitelor și taxelor locale, pentru că suntem foarte interesați să încasăm fiecare ban pe care noi bugetăm la începutul anului și faptul că am reușit să încasăm în 2021 92% din ce am prognozat, e un lucru bun. Sunt primării care, la care gradul de încasare nu depășește 50-60%. Noi ne-am dus la 92%, de-aia am reușit să ne, repet, finanțăm proiectele pe care le avea. Și această misiune de audit vine cumva, și auditorul public vine cumva să aducă în atenția ordonatorului principal de credite de fiecare dată când avem puncte slabe, ce trebuie făcut, care sunt soluțiile, când trebuie acționat, când trebuie verificat dacă au fost implementate acele soluții, ca să nu ne trezim la sfârșitul anului că, de fapt, o problemă care am identificat-o în prima parte a anului, ianuarie, februarie, martie, n-a fost pusă în sfârșit și ca atare rezultatele nu au fost obținute. Deci avem foarte, foarte multe date pe care dumneavoastră le puteți verifica, citi și veți vedea că lucrurile prin aceste rapoarte de audit au dus la îmbunătățirea activității aparatului de specialitate a primarului și, în final, a dus la obținerea de rezultate mult, mult mai bune. La compartimentul comercial, sigur că și aici, colegii mei au precizat câte, eu știu, puncte de activitate, câte autorizații de funcționare au eliberat în 2021, câte puncte autorizate au fost pe domeniul de activitate, planificație, farmacie, farmacie veterinară și așa mai departe. Au precizat și numărul de societăți comerciale, avem 200 de societăți comerciale, 20 de întreprinderi familiare, 38 de întreprinderi individuale, 7 persoane fizice autorizate. Sigur că tema noastră este să ținem aproape de acești agenți economici, pentru că este una din principalele surse de finanțare a bugetului local, acele taxe și impozite pe care mediul privat le achită către bugetul local și din care ne finanțăm. Trec mai departe la serviciul administrarea domeniului public și privat, câteva lucruri pe care le-am făcut împreună cu cei din Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat în 2021. Sigur că o parte din Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat, da, urmărește acolo, o parte din lucrările pe care nu le scoatem la licitație, pagina 73, nu le scoatem la licitație și nu mergem pe, eu știu,
externalizarea acestor servicii, le facem cu muncitorii din Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat. Dau câteva exemple. Am refăcut podul peste râul Logaru din cartierul Brătulești. Am aruncat 34.000 de euro pentru acest pod. Dacă ar fi fost să ne ducem la licitație, nu-l făceam nici cu 100.000 de lei. Iată că, folosind resursa umană pe care o avem și dispozitivele pe care mașini ce avem noi la primărie, am reușit cu sub 50% din costuri să facem acest obiectiv. La fel, am construit o troiță în cartierul Lapoș, am amenajat centrul de vaccinare de la Plopu, am reparat și curățat peste 2 km de rigole care erau colmatate în diverse cartiere. Am împrejmuit terenul de la incinta fostului spital de la Dărmănești. Am amenajat acolo un gard de împrejmuire care ne-ar fi costat cel puțin de 2 ori mai mult dacă îl făceam prin externalizare. Am făcut extinderi de apă, canalizări în acel cartier. Am reabilitat o parte din centrul medical noi, unde n-am mai putut, l-am externalizat și am făcut cu terțe persoane decolmatări de apă, rigole în urma inundațiilor. Sigur că am făcut extinderi de rețea de apă și avem un exemplu acolo în Brătulești, în Joseni, strada Luncii, și vedeți extinderea de rețea de apă, pe strada Florilor. Am achiziționat peste 600 de tone de sorturi de piatră concasată și am mai exploatat și noi 2000 de metri cubi în baza situațiilor de urgență. Material pe care l-am administrat pe străzile balastate din orașul Dărmănești. Am reabilitat strada Mănăstirii. Știți că avem la coada lacului o stradă care se numește strada Mănăstirii, care în urma inundațiilor era ruptă. Practic, vedeți acolo în poze cum am venit cu acele tuburi și am făcut ca strada să fie practicabilă. Sigur că am avut nenumărate acțiuni de curățare a domeniului public și privat a orașului Dărmănești, fie toaletare, fie, eu știu, decolmatări, așa cum se vede aici râul Șindriliei, care a fost în totalitate decolmatată în 2021. Am pregătit împreună evenimente majore la Dărmănești. Avem, de exemplu, aici Festivalul Buzii de Garden, Ursul de la Dărmănești, târgul de vrose tradiționale, am amenajat parcări, locuri de joacă și, la fel, în imagini vedeți ceea ce am făcut cu colegii. Am confecționat ornamente pentru iluminatul festiv, pentru că achiziția de pe piața liberă ne-a arătat că sunt de 2-3 ori mai scumpe decât costul pentru plătit de noi pentru a le confecționa. Sigur că tot ce ține de centralele termice, fie ale ANL-urilor, fie ale școlilor sau a centrului cultural de la Topul, le-am amenajat cu băieții noștri de la garaj. Am amenajat acces alei, am plantat mulți pomi ornamentali și nu numai. Și avem aici în imagine biserica de la Toruben, unde vedeți că s-a făcut lucrări. De asemenea, pe timpul friguros, tot cu serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat, am asigurat desăvezirea și întreținerea părții carosabile. Spuneam de rigole, reparații foarte multe la canalizări, cei de la domeniul public s-au ocupat și de recepționarea, depozitarea în magazie și distribuirea ajutoarelor umanitare prin programele POAT și nu numai către populația defavorizată. Am asigurat necesarul de lemne pentru școli, căminul de la Plopu și, de asemenea, pentru persoanele
aflate în nevoie, cei care au rămas fără lemne și au solicitat sprijin de la primărie, tot prin acest serviciu le-am realizat. Montat stâlpi de iluminat pe strada energiei. Am susținut, pregătit și organizat raliul de la Gărmănești, viteză în coastă, dar sigur că tot ce ține de partea de marcaje, rutiere pe străzile asfaltate, montare de limitator de viteză le-am făcut noi, pentru că, repet, costurile, dacă le externalizam, erau de 3-4 ori mai mari decât ceea ce am făcut noi. Multe activități pe care le-am desfășurat împreună și sigur că toate aceste activități au scos în evidență faptul că lucrările au fost făcute de bună calitate și la niște prețuri foarte mici comparativ cu ceea ce era pe piața locală sau regională. Aș vrea să fac câteva precizări și legat de, eu știu, vizitele pe care le-am avut în Gărmănești în 2021 și asta scoate în evidență faptul că suntem o comunitate deschisă. Ne interesează să învățăm de la mulți să fim vizitați de oameni, eu știu, de marcă, în țară și chiar străinătate și iată colegii de la CNIPT au postat aici o vizită a unui grup de ambasadori care a venit la Gărmănești, ambasadorul Belarusului, ambasadorul Palestinei, ambasadorul Marocului, ne-au vizitat Consiliul Economic al Ambasadei Ruse, Consiliul Economic al Ambasadei Olandei, și așa mai departe, oameni care, sigur, prin prezența lor la Gărmănești și-au manifestat intenția de a dezvolta relații culturale, economice și nu numai. Câteva activități culturale și vedeți aici Campionatul Național de Viteză în Coastă, pe care noi l-am desfășurat la Gărmănești. Păcat că organizatorul acestui eveniment și-a pierdut viața în, nu la noi, ci într-un alt campionat. Sper că și în anul 2022 să continuăm acest campionat de viteză în coastă, pentru că veți vedea că avem niște ținte mari și toate aceste evenimente ne ajută. Am avut și în august drumul eroilor, ciclistic, festivalul de blues și așa mai departe. Tot în cadrul evenimentelor culturale la Gărmănești am avut târgul de produse tradiționale, un lucru foarte bun pentru micii producători. I-am sprijinit și i-am promovat și în acest fel acești oameni au trecut de la faza de semi-subsistență la acea variantă care pot să obțină profit. Am decernat premici familiilor care au făcut 50 de ani de la căsătorie și de asemenea o distinție foarte importantă, oameni de valoare ai orașului Gărmănești. Vedeți acolo trei fii ai satului au primit această distinție și spre finalul anului și Ana Maria Bartolomei, în ultima ședință de Consiliu, a primit această distinție de oameni de onoare orașului Gărmănești. Ana Maria Bartolomei fiind născută la Gărmănești și ajunsă o actriță de renume în Franța. Festivalul Ursului și așa mai departe. La compartimentul piață, dacă mergem, voi scoate în evidență faptul că acest segment care aduce bani pe autofinanțate a crescut foarte mult în casările comparativ cu 2016, au crescut 500% și mă uit la un total 214.000 de lei au fost încasați doar din târgul săptămânal. Acolo, da? Deci 214.000 doar din târg. Sigur că și la pădure și pășune
intenția noastră a fost să maximizăm această, eu știu, componentă și vedeți că la partea de pădure, noi am, din fondul forestier, am marcat conform amenajamentului silvic o cantitate de 2093 metri cu masă lemnoasă, care a fost la, scoasă la licitație pentru o valoare de 278.550. Deci doar o parte din masa lemnoasă pe care noi am valorificat-o prin licitație publică a adus un venit de 278.550 lei. Am așteptat, să zic așa, cel mai bun moment al pieței, când prețul masei lemnoase a crescut, la fel și în acest an. Vom vedea care este vârful de sarcină vis-a-vis de creșterea prețului la masa lemnoasă și atunci vom asta. Pentru că toți acești bani ne ajută să ne finanțăm proiectele. Dacă vorbim de biroul transport de servire, parc auto, și aici am făcut câteva mici investiții în 2021, vedeți că avem un dispozitiv care ne ajută să îndepărtăm zăpada de pe trotuare, pentru că murul sau suprafața trotuarelor a crescut și ne ajută foarte mult acest dispozitiv. Am mai luat o utilitare Renault Kangoo prin acest proiect de, eu știu, timbru verde, o mașină care ne ajută la garaj. Am primit și o Dacia Logan de la IPJ Bacău gratuit. Am luat un, așa spuneam, un titlu gratuit și ne folosim la garaj. Dispozitivul de măturare, dar un lucru foarte important, am făcut noi la garaj și 8 stații de autobuz moderne și așa arată stațiile de autobuz făcute de angajații primăriei. Sigur că o stație de genul ăsta, dacă am fi cumpărat-o de pe piața liberă, costa de 3 ori mai mult decât ne-a făcut pe noi. Sunt stații personalizate pentru fiecare cartier în parte. Vedeți că au acolo, eu știu, și de lumină aceste stații. Dărmănești Centru, Dărmănești Sfântul Apostol Petru și Pavel, care este pusă la biserica de la Dărmănești, Poiana Uzului și așa mai departe. Avem și activitatea secretarului și aș vrea aici doar câteva lucruri să amintesc. În 2021 au fost emise 690 de dispoziții și 148 de hotărâri de Consiliu. Aici regăsindu-se și activitatea, mare parte din activitatea Consiliului Local, în cele 148 de hotărâri care au dus la obținerea rezultatelor pe care le-am amintit aici. Pentru că fără aportul Consiliului Local al noastră în speță, aceste lucruri n-ar fi avut cum să fie duse la bun sfârșit. Direcția de asistență socială, la fel, foarte multe lucruri, am să mă opresc la câteva și vreau tabelul cu venitul minim garantat, pagina 100, da? Vedeți, dosare active pe venitul minim garantat în 2021 au fost 301, și defalcat, dosare noi 25, dosare încetate 39, anchete sociale 602 bucăți. Dacă vorbim de prestațiile acordate în anul 2021, iată că o parte dintre noi au fost ajutați de către Consiliul Local, am avut ajutor de înmormântare 10, și ce este important, 184 de dosare, supliment energie electrică, 377 supliment lemne și 377 încălziri lemne, sume care le aveți date acolo. Anchetele sociale efectuate și avem și aici precizat de colegii noștri. Dacă ar fi să citim sinteza colegilor de la asistență socială, avem un capitol în care
putem să ne dăm seama care este starea socială sau a, mai bine zis, a activității de asistență socială desfășurată la nivel de oraș de Ormănești. Alocații pentru susținerea familiei, la fel, dosare active 374, anchete sociale 748. Spicuiesc câteva din aceste date, pentru că sunt multe și n-are rost să încarc memoria cu ele, memoria noastră. Vedeți că am distribuit și pachetele POAT, programul POAT, 4.432 de pachete de prose igienă și 2.216 pachete prose alimentare. Să știți că este o muncă fantastică în spatele acestor, eu știu, activități. Numai să distribui niște mii de pachete înseamnă un efort extraordinar. La compartimentul resurse umane, câteva lucruri vreau să precizez. Gradul de ocupare a posturilor este de 65%. La funcții publice 62%, la funcții contractuale 67%. Deci am obținut aceste rezultate cu un grad de ocupare a posturilor în medie de 65%. Dacă am fi avut și unii dintre colegi, mai spun că sunt prea puțin, că este un volum de muncă foarte mare, dar pentru că suntem într-un program de dezvoltare a comunității, de investiții serioase, nu ne permite să avem o organigramă ocupată în proporție de 90% sau 100%, pentru că banii pe care noi îi dirijăm spre investiții vin și din reducerea cheltuielor de funcționare. Avem toate detaliile legate de, eu știu, numărul de posturi și vedeți, din total 151 de posturi aprobate, avem 99 ocupate. La registrul agricol, la fel, un volum de muncă foarte mare. Vreau să vă spun că în 2021 au fost date aproximativ 10.720 de adeverințe de rol pentru diverse, eu știu, solicitări. Avem un număr de 5.819 poziții de rol în registrul agricol, din care 5.272 sunt pentru cetățenii cu domiciliu permanent și 547 pentru străinași, cetățenii din alte localități. Iată că foarte, un volum de muncă foarte mare și ca atare colegii din cadrul Registrului Agricol și-au atins aceste obiective în proporție de 100%. Dacă vorbim de compartimentul relații publice, documente și arhivă, și aici gradul de realizare a indicatorilor a fost de 100% și foarte multe, foarte, foarte multe lucruri au fost făcute aici. Vă dau un exemplu. Au fost expediate în 2021 3.128 de scrisori simple și 11.876 scrisori cu confirmare. Deci, iată un volum foarte mare de muncă pentru care colegii noștri s-au apetat foarte serios și și-au atins obiectivele. Dacă vorbim de cabinetele medicale școlare, am prezentat aici și numărul de elevi pe care noi avem la fiecare structură cu personalitate juridică de pe raza orașului Dărmănești, care sunt asistentele medicale care deservesc aceste școli și sigur că avem și, eu știu, detalii legate de activitatea domnilor lor. Am să mă opresc un pic și la vizite de lucru și contracte semnate în 2021 și spuneam mai devreme că trebuie să fim o comunitate deschisă, să avem relații de, eu știu, colaborare cu decidenții, atât la nivel național cât și internațional. Amintesc că aici, în 19 februarie, Cătălina Ciocu și Lucia Petre, în calitate de deputați în Parlamentul României, au vizitat orașul Dărmănești. Sigur că aceste vizite nu se rezumă la a ne vedea, ne strângă și
a bea o cafea sau o apă, ci în urma fiecăror vizite, la fiecare vizită de acest gen, intenția noastră este să obținem, eu știu, soluții de finanțare la proiectele pe care le avem. În 11 martie, din nou, Mircea Pechet și Cătălina Ciocu, precum și Seghea Bacău, la acea vreme Griscu Gabriel, au vizitat Dărmăneștiul pentru a găsi soluții la problemele cauzate de inundațiile râului Trotu și a râului Uz. Iată că, deci 11 martie, am bătut în cuie finanțările care au venit în septembrie, de la care am făcut trimitere de peste 6 milioane de euro. La fel, doamna Tudorița Lungu, subprefect la acea vreme, împreună cu deputații, au vizitat investițiile de pe raza orașului Dărmănești din fonduri europene și sigur că am solicitat îmbunătățirea legislației privind creșterile de prețuri la obiectivele finanțate din fonduri europene, pentru că datorită creșterii de prețuri nu reușeam să mai ținem pasul cu nevoia de finanțare solicitată de constructor și spre sfârșitul anului a fost dat acea ordonanță de guvern care ne-a permis să creștem prin act adițional valoarea investițiilor datorită creșterilor de prețuri la materiale. Spuneam că în aprilie ne-a vizitat localitatea și acea delegație de ambasadori, nu mai fac trimitere la ea. În 11 mai, prefectul județului Bacău de la acea vreme a venit împreună cu subprefectul în o vizită de lucru în orașul Dărmănești. Din nou am adus în atenție problemele cu care administrațiile publice locale se confruntă la nivel de județ, la nivel național. Iată că și aici această vizită a avut niște efecte foarte bune pentru Dărmănești, pentru că am reușit să obținem niște finanțări interesante. În 31 mai am semnat pe POR modernizarea Centrului Cultural Mânirea și vizita acestor demnitari a deblocat o situație din Guvernul României care ținea de finanțările pe programul operațional regional, pentru că se aștepta acolo într-un minister, nu știu ce se aștepta, și noi nu reușeam să ne semnăm contractele și iată că s-a deblocat și un lucru pozitiv, pentru că imediat după acele discuții, vedeți că în 31 mai am semnat un proiect destul de important pentru modernizarea Casei de Cultură în valoare de peste 2 milioane de euro. În 11 iunie, președintele Camerei Deputaților de la acea vreme a vizitat orașul Dărmănești. La fel, în discuție, vedeți că au participat mai mulți primari din zonă și la discuții au participat mai mulți primari din zonă aici la Dărmănești și am ridicat din nou problemele cu care ne confruntăm noi, autoritățile publice locale, mai ales în vis-a-vis de finanțare, și aici s-a discutat printre altele și finanțările prin Angel Salini, viitorul program Angel Salini și PNRR. În 25 iulie a avut loc campionatul de badminton la Dărmănești, Cupa Dărmănești, am zis noi, ediția 7, aici s-au născut primele semne de reușită ale grupului de copii. Unul din acei copii a câștigat în 2022 la badminton locul 1 la campionatul național, da? Deci aici am încurajat, am făcut Cupa Dărmănești, am fost selectați mai mulți, iată unul dintre ei la câteva luni a reușit să devină campion național. 10 septembrie 2021, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a vizitat Dărmăneștiul și nu întâmplător. Vedeți că aici s-au discutat câteva lucruri foarte serioase vis-a-vis de finanțarea lucrărilor din Dărmănești, pe lângă cele 20 de milioane de lei care între timp au devenit 30 de milioane de lei, 6 milioane de euro
pentru punerea în siguranță a trotușului și a uzului, am mai obținut o finanțare, nu noi direct ca autoritate publică, ci o sumă de 18,6 milioane de lei a fost alocat pentru punerea în siguranță a barajului de la Dărmănești. Iată că, repet, aceste discuții nu sunt doar pentru a ne vedea, ne strânge mâna și a ne face publicitate, ci în 2021, 48,6 milioane de lei, 48,6 milioane de lei au fost alocați la Dărmănești pentru uz, produs și punerea în siguranță a barajului de la Dărmănești, adică aproape 10 milioane de euro. Spre sfârșitul anului, 27 decembrie, spuneam că am decernat împreună distinția Oameni de Valoare a orașului Dărmănești unei fete născute aici la Dărmănești, în top, Ana Maria Vacu, care sigur că este una din ambasadoarele orașului nostru în Franța, este actriță, așa cum spuneam, de renume și am văzut că deja în 2022 a câștigat premiul însemnat. Dacă vorbim de sănătate, învățământ și culte, foarte de scurt aici am să trec în urgență, ce am investit noi în sănătate, dar un lucru foarte important și felul în care am sprijinit bisericile, cultele religioase de la Dărmănești. În 2021 am terminat reabilitarea acoperișului bisericii din Lampoș, am făcut la Cea Coiță. La Biserica Catolică am reabilitat gardul, pentru că era într-o stare avansată de degradare și de asemenea am reabilitat și Toița de la intersecție. Vedeți, cu bani locali, din bugetul local am reușit să reabilităm și să facem și gardul de întreștire la Toiță. La Biserica de la Porumbeni, biserică care va fi sfințită în 2022, am alocat resurse și vedeți că am pavat aleea de acces plus în incinta bisericii. Cred că am alocat 50.000, 60.000 de lei aici, stâlp de iluminat, am schimbat instalația electrică, plus am achiziționat centrală tehnică acolo pentru a putea să, facem sfințirea în 2022. La Izvorul Tămăduirii, la fel, am alocat resurse. La Biserica de la Sălătuc, am alocat resurse pentru propodniță și, de asemenea, am turnat niște alei betonate acolo. Tot în 2021 s-a finalizat și centrul Pecerea, centrul medical Pecerea. Iată că în 2021 am demarat acest proiect de asfaltare a străzii minerilor și vedem că în 2022 au început aceste lucrări, avem câteva poze de la strada minerilor. În luna mai va fi turnat asfalt pe acea stradă și sperăm undeva în linie să închidem proiectul. Încă 2 km vor fi modernizați la ultimele standarde. La fel, continuăm lucrările de extindere a rețelei de iluminat la coada lacului, podei izvorul, cum spunem noi. 2022, undeva pe la jumătatea anului, trebuie să fie finalizate. Avem și câteva poze de la lucrările de abilitare a apărului Dărmăneasca. Aveți aici, spre final, lucrările finalizate în 2021, dar să le mai citesc, proiecte în execuție și, la fel, proiecte propuse, deci, în execuție în 2021, care se vor finaliza în 2022 și proiecte propuse în anul 2022. Iată că, în sinteză, am încercat să prezentăm o parte din activitățile pe care noi le-am desfășurat împreună în 2021 în Dărmănești. Ținta, repet, este de a deveni una dintre cele mai frumoase localități din țară. Am făcut niște pași, mai avem de făcut. De asemenea,
menținem și în 2022 ritmul de investiții și suntem undeva la 60% și în acest an bani din bugetul local alocați spre investiții. Vreau să vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră pentru faptul că ați fost în Consiliul Local alături de proiectele pe care le-am inițiat și împreună am reușit să facem aceste lucruri. Vreau să mulțumesc cetățenilor care au înțeles că prin contribuția lor, fie la plata taxelor și impozitelor, fie la, eu știu, dezvoltarea comunității noastre prin diverse mijloace, contribuie la dezvoltarea comunității, să ne țină Dumnezeu sănătoși și în 2022, la sfârșitul anului, să putem spune că aceste obiective pe care noi ne-am propus să le atingem. Mulțumesc foarte mult! Acest proiect, repet, acest raport este în sinteză prezentat, el poate fi consultat, va fi și pe site-ul primăriei, poate fi consultat și la sediul primăriei. Este mult mai vast, am făcut sinteză a sintezei pentru a putea să fie înțeles și parcurs de către cei interesați. Încă o dată mulțumesc pentru că suntem la, ultimele minute ale ședinței și suntem în Săptămâna Mare. Aș vrea să le urez celor care sărbătoresc Paștele în această, în acest sfârșit de săptămână, sărbători luminate, Hristos s-a înviat și să încercăm să fim cu toții mai buni. Mulțumesc! Sărbătorii! Și mai multe! Dacă sunt întrebări, dacă sunt ceva la diverse întrebări pentru ședința din urmă, dacă suntem sănătoși în mai, avem un proiect de hotărâre în anii anterior, dar privind modificarea planului urbanistic general și a regulamentului AFP. Da. Asta privește construcțiile în Drămănești. Ar trebui cei de la urbanism, dacă îi invitați, să vedem. Sunt anumite lucruri. Am să spun să fac o prezentare, dar să spun că planul urbanistic general este în fază avansată de avizare. A trecut acum 2 săptămâni de mediu și vom avea până la sfârșitul anului un punct nou cu tot ce ține de în primul rând de legislația anului 2022 cu reguli, regulamente și așa mai departe, cu zonele de impact. Deci știți că noi am tot dat hotărâri de Consiliu de prelungire a planului urbanistic general, care e valabil 10 ani și acești ani au trecut de mult și prin hotărâri de Consiliu tot l-am prelungit. Acum suntem în fază avansată de a aprova PUB-ul. Sunt foarte multe avize pe care trebuie să le luăm, inclusiv de la cultură, inclusiv de la Ministerul Apărării și așa mai departe. Și sunt speranțe că anul 2022 acest punct va fi semnat. El ne poate face arhitectul șef o sinteză a lucrurilor și cred că foarte multe întrebări legate de, regulamentul de construire, de urbanizare a zonei, le regăsim în acest nou punct. Pentru că el a fost, repet, făcut de noi, de specialiști și conform ultimilor modificări legislative. Da, am înțeles, dar proiectul ăla de hotărâre care l-a aprobat Consiliul Local, e un proiect de hotărâre, serviciul urbanist trebuie să urmărească o autorizație de Consiliul. Sigur, sigur. Eu mă refer la recepția lucrărilor care se fac după autorizări, știți? Adică sunt niște lucruri, vrem să fie Drămăneștiul frumos și poate bine frumos, așa, dar sunt poate unele lucruri care nu sunt... Ok, deci o să vorbim pe arhitectul. Da, să ia hotărârea de Consiliu și poate discutăm în ședința următoare. Asta ar fi o problemă. A doua, e primăvară, sunt copii în vacanță. Totdeauna am fost lângă crescătorii de animale. Am dorit în zonele astea urbane, în localități, sunt câini însoțitori de turme, foarte mulți. Se pot întâmpla anumite
probleme majore, știți? Am avut, cred că poliția locală a ajutat. Nu, dar am avut 3 sau 4 discuții cu crescătorii de animale, exact pe speța asta, câinii care sosesc urmele lăsate și au fost date și amenzi. Dăm în continuare amenzi, se pare că unii înțeleg, dar unii nu. Și atunci soluția și acolo la Sălătuc. Să fie un sprijinul lor, dar să nu da, trebuie fiecare să înțeleagă că trăim într-o comunitate și nu trebuie să lăsăm câinii liber. Ca să se întâmplă și al doilea. Da. Da, dar să mă întrebări. Mulțumesc. Eu aș mai avea, dacă s-ar putea face ceva pentru reabilitarea străzii câinului, cea care duce de la grădiniță, grădinița Usulețul Martinel, către biserica Izvorul Tământuirii. Asta noi ne-am propus câteva lucruri legate de modernizarea străzilor. Dar să vedem și cum stăm în bucasările. După ce vom închide strada minerilor, vom lansa o licitație din buget local pentru încă 7 străzi. Din noi le avem, avem și proiectul, tot ce ține de cea armată, resturarea, penemirea țarilor, stejarului, ca să închidem cu poștea și mai sunt câteva străzi pe care le-am pe chimie. Pe chimie, capătul de chimiei. Și asta înseamnă 5 milioane de lei. Cele 7 străzi înseamnă 5 milioane. Am mai lansat un pachet de străzi. Acum suntem în discuții pentru a mai face un proiect care să includă și strada la care faceți referire. Dacă anul ăsta, după calculele mele, încasăm ce ne-am propus, cu siguranță intră și calea Plotușului, aia care duce spre la dumneavoastră spre Docul Lungul și Clinului și încă două mai pe Fogudem, aș vrea. Deci strada Fogudemului și pentru că celelalte chiar ieri au fost depuse încă 3 pachete mari pe Compania Națională de Investiții și aici înseamnă Plocul, mare parte din Plocul și tot ce ține de Brătulești, ce a rămas Valea Ruzului, ce a rămas Bradului și așa mai departe. Deci, câteva străzi din bugetul local le vom finaliza în acest an. Pachetul de 7 străzi cu siguranță va intra. Și aș mai vrea un pachet pe care ai și plânii și calea totuși și păgubări. Dar vedem cum ne, în funcție de cum ne închide, pentru că ce nu putem controla la acest lucru, la acest moment, creștere de prețuri. Și mai am alocat 5 milioane de lei pentru pachetul de 7 străzi. S-ar putea, în timpul execuției, prețul de soia rasna, așa cum au luat-o și până acum, și se ajunge de la 5 milioane la 6 milioane sau la 6 milioane jumate. Și atunci nu mai avem de unde susține. Dar, în principiu, viziunea mea le-am luat o carte, da? O altă întrebare, dacă știți referitor la proiectul de reabilitare a liceului. Ce știți despre el? Da, sunt, liceul este depus pe mai multe axe. Cred că cea mai sigură axă este PNRR-ul, pentru că pe POR avem termene foarte strânse, adică 2023 la sfârșit trebuie finalizate și foarte mulți renunță în a semna contractele pe POR pentru că nu reușim să le ducem la bun sfârșit. Nefiind finalizat la sfârșitul 2023 proiectul, trebuie să dăm toți banii înapoi. Și atunci, decât să mă duc pe corp ca să am o presiune, așa cum avem cu Casa de Cultură, cum avem cu școala de la Brătulești, prefer să ducem pe PNRR, că este o... Noi am depus și pe corp și pe PNRR. Vedem exact ce finanțare reușim să obținem. Oricum, una mult prea. Pe strada Muncii? Pe strada Muncii, și nu am pe munci, pe toate celelalte. Ieri am făcut o plată, nu asta, am făcut o plată de 80.000 de lei la aceste casele, dar sunt în execuția alea, n-aș putea să vă spun exact, dar 2022 trebuie să închidă. Deci, acum va intra, cred că, în blocul de săptămâna viitoare. Am dat autorizația de construire, cred că va intra în blocul, pentru că, repet, suntem și cu proiecte de asfaltare și dacă nu reușim să dăugăm casele la timp, o să întârziem cu cealaltă. Dar am asta, siguranță. Și ultima problemă, câinii vagabonzi. Deja în străzile importante am văzut că au fost acțiuni, dar da. Apar... Sunt, și aici fac un apel și către cetățeni, sunt foarte mulți care... Noi avem niște analize primăvara,
are loc un exod așa de, de câini, nu știu, din curțile oamenilor pe domeniul public, nu știu de ce. Sunt câini pe care îi prindem și după aia vine cetățeanul și ne spune că de fapt a avut lansul și a scăpat pe tine de lui și să-l returnăm. Facem asta o dată, dar a doua oară deja mi se pare o problemă. Și le mai dăm și amenzi. În medie facem capturi în fiecare săptămână, 5, 6, 7 în zonele unde sunt probleme deosebite. Colaborăm cu medicul veterinar. Ce trebuie să facem noi? Două lucruri sunt fie investim într-un adăpost pentru că îi primim și nu avem ce face cu ei. Fie investim într-un adăpost, fie facem un contract cu o primărie care are un adăpost autorizat. Și la noi vorbim fie de Comănești, fie de Mâinești. Și într-o variantă și în alta avem costuri de suportat destul de consistente. Adică dacă ducem 2 câini sau 3 la Mâinești în adăpostul de la Mâinești, lunar înseamnă fiecare zi o sumă și va trebui să asigurăm și resursa financiară. Noi la momentul ăsta îi prindem și castrăm. Și felul ăsta reușim să cumva să ținem populația sub control. Doctorul veterinar îi deparazitează și așa mai departe. Dar se pare că nu e suficient. Și dacă hotărâm să investim într-un adăpost, ne costă la momentul ăsta în medie pentru investiții 800.000 de lei. Deci acolo ne ducem o sumă foarte mare. Dacă ne ducem cu și ne acceptă cei de la Comunești sau de la Mâinești într-un parteneriat să ducem câini acolo, să vedem ce costuri poți să ne dea prin hotărâre de Consiliu, trebuie aprobat, care sunt costurile lunare cu întreținerea unui câine acolo. Și analizăm care este cea mai bună variantă. Deci la momentul ăsta ne prindem, ne parazităm, castrăm și cam atât. Mai ai dorești tu cineva să ia cuvântul? Da. Dacă nu, declarăm închisă ședința Consiliului Local. Vă mulțumim pentru prezență și pentru ajutorul dumneavoastră. Vă zic plăcut. Mulțumesc foarte mult, vă zic că aștept fericit, Hristos a învățat.